Corpul de control al Ministrului Energiei face verificări începând de marți, 12 martie 2013, la Societatea Națională a Huilei din Petroșani. Sunt vizate în principal contractele cu terții ale celor 4 unități miniere considerate viabile. Potrivit unor surse din SNH, controlul vizează contractele care sunt în vigoare, recent încheiate de noua structură ce s-a desprins din Compania Națională a Huilei. Toate aceste contracte țin de achizițiile de materiale, plase de sârmă, cuie, lemn sau chiar cele pe care unitățile miniere le-au încheiate cu firmele de spălători, ori cele care asigură hrana ortacilor din subteran. Controlul a început marți dimineață la sediul SNH.